M-am înscris în foarte multe grupuri cu cancer. Să aibă rezolvare, poate se va vindeca. Și la un moment dat am dat de o clinică din Turcia. Prin Asociația Speranță pentru România am reușit să ajungem să-l operăm. Mateo suferă de tumoră pe creier. Pe înțelesul tuturor, cancer pe creier. Mie mi-e greu și de asta încerc să evit acest cuvânt. Această boală am depistat-o la... avea vârsta de 5 anișori. Noi până atunci nu știam nimic, el fiind un copil normal, perfect normal. Avea în partea stângă, de aici se vede și operația, avea ca un cucui. Ca cum se lovesc copiii, avea format așa, i-a apărut de pe la vreo 2 anișori. Și a tras de portiera la mașină, i-a venit aici, s-a lovit aici. Imediat s-a învinețit, a venit în casă, i-am pus comprese, i-am zis că na, nu-i nimica. De acolo s-a declanșat tumora, deci până în acel moment tumora lui stătea în locul ei, nu avea nicio treabă. A fost o tumoră, să zic, bună. E cancer malign sau benign? Neutru. Toți eram devastați. Soțul a început să aibă probleme cu inima din cauza lui. Îți place în spital? Nu. De ce? Pentru că te înțeapă de multe ori. Nu-ți plac înțepăturile? Nu. La fiecare an trebuie să meargă la control, pentru că acele celule canceroase ne pot surprinde în orice moment. Mateo se luptă pentru viața lui și are nevoie de ajutorul nostru. El are cancer pe creier și poate să învingă această boală. Deja aproape a învins-o, însă are nevoie în continuare de investigații și tratamente. Toate acestea costă, iar familia are nevoie de ajutorul nostru. Haideți să-i ajutăm donând în contul Asociației Speranță pentru România.